au ce căuta în Parlament, nu au ce căuta în actul de guvernare a unei țări și din punctul acesta de vedere, nu numai la nivel național, în Parlament sau în Guvern. Să nu uităm că și la nivel de consilii județene și la nivel de primării avem aceiași indivizi care s-ar bucura ca sistemul de justiție să nu funcționeze. Onești și își demonstrează calitățile. Da, ăștia sunt de vină. Ce ne tot asta? Unde mai facem încă o dată dubii și prostia asta pentru care oamenii n-au venit la vot? Da? Să terminăm o dată cu relativismul ăsta. Asta ne-a dus aici. Asta ne-a dus aceeași mizerie. Nu e aceeași mizerie. Nenorociții, jegul ăsta care a nenorocit țara e PSD. Și de 30 de ani ne nenorocește. Lumea nu știe că trăim acum, nu mă interesează. Trăim acum o nouă mineriadă. Aia ne-a nenorocit 15 ani de viață. Habar n-avem cât am pierdut. Nenorociții ăștia fac o nouă mineriadă. Se va întoarce toată lumea cu spatele la noi. O să plătească copiii noștri. Eu am plătit. Aveam 30 de ani la Revoluție, da? Mi s-au luat 15 ani din viață. Acum se vor lua din viața copiilor mei. Pentru asta nu putem să stăm așa ca nenorociții, ca meduzele. Când vin niște pur și simplu, niște ratări umane, niște ratări morale, niște persoane fără minimă condiție de șira spinării și vin și ne termină. Asta trebuie să ne unească și să terminăm odată cu aceste dubii și cu aceste relativisme. Da, să vedem foarte clar care este dușmanul, de unde vine pericolul, cine este de vină. Da, sunteți de acord că în partidele și celelalte partide sunt oameni corupți? N-avem acum timp de finețe de asta. Este cât casa, când criminalii sunt PSD, acolo. Pe lângă da, ALDE, asta e ideea, are foarte bine de toate, domnul, n-ai înțeles nimic adică. Răul original e PSD-ul. Au nenorocit-o de la Iliescu până la asta, da? Nimeni nu contestă că PSD-ul este răul general. Că PSD-ul care guvernează este pe lângă PSD. Pe lângă PSD, o singur n-ar putea să facă nimic dacă n-ar avea sprijinul ALDE, dacă n-ar avea nu, sprijinul noi am dat sprijin, că nu ne-am dus la vot. Nu, trecem peste faptul că nu ne-am prezentat la vot. Și doar în faptul că ei nu vor n-ar avea majoritate politică să promoveze legile respective dacă n-ar avea ALDE și UDMR-ul. N-ar putea edicta, n-ar putea face legile justiției de astea. Și PNL-ul a votat pe USR, n-a vrut să semneze ca să fie de la respins Curtea Constituțională. Bun, sunt discuții, acum nu sunt discuții tehnice care nu le putem face în piață. Dar problema care se pune nu este că numai PSD-ul, este PSD-ul principal, că este cel mai mare partid. Avem o reacție din partea PNL, avem o reacție din partea USR, avem o PNL se duc, nu le acordă nimeni protecție, se duc la închisoare sau în fine ies din Parlament. Parlamentarii PNL nu s-au mai apărat, măcar atât au făcut. Nu mai este o bucată bună. PSD, ciumă roșie! PSD, ciumă roșie! PSD, ciumă roșie! PSD, ciumă roșie! Demisia!
nu uita! Noi suntem de partea ta! Codruța, 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 nu uita! Noi suntem de partea ta! BNA! E slugă model! Tu, Dorel, 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 e slugă model! Trebuie să protestăm în fiecare zi, să punem presiune pe ei, pentru că ei asta așteaptă să vadă acum reacția publicului, reacția oamenilor. Dacă noi vom aștepta doar după președinte, nu știu dacă va fi bine. Ea abia așteaptă să vadă lumea din ce în ce mai descurajată și merg mai departe cu ale lor. Deci trebuie să ne mai strângem în fiecare seară sau, nu știu, să cădem de acord, să ne strângem seara la o anumită oră și să fim cât atenție, mai mulți aici. Atenție, avem deja experiența acestor întâlniri maraton și știm bine cât de ușor obosește lumea. Deci când organizăm ceva, trebuie să organizăm astfel încât să iasă un număr semnificativ. Dacă o să ieșim noi, doar aceștia, n-am făcut niciun fel de treabă. Că participă doar 50-100 de oameni, nu transmitem un mesaj coerent și un mesaj de solidaritate care să determine o acțiune politică consistentă din partea PSD-ului, astfel încât facem o acțiune organizată, să nu fim 50 de oameni, 100 de oameni în piață, să fim cu miile, astfel nu va avea impact și nu facem decât să ne creăm noi o prăpastie în ceea ce înseamnă modalitatea de a scoate în piață oameni. Pe care am scolat curul și tot ca să pot să nu mor de foame, să pot să trăiesc și eu. Extraordinar, toată viața mea am jucat și uitați că 417 lei îmi dă pensie. Dacă este să facem o acțiune organizată, probabil se va întâmpla, fi dispus să iasă duminică în stradă. Pe lângă dumneavoastră, cu cât mai veniți? Vă așteptăm cu ora 18. Asta nu înseamnă că s-a terminat în seara asta. Continuăm discuția. Dacă mai există persoane ce doresc să-și exprime în mod public nemulțumirea, care favorizează defrișările în arii protejate. Nu uitați că toți, inclusiv PMP, DNL, ad hoc, au votat și ei pro această lege, în afară de USR. Trebuie să stăm cu ochii pe ei și să știm exact cine cu cine. Justiție, nu corupție! Justiție, nu corupție! Justiție, nu corupție! Nu o să mai stăm mult, am ieșit acum spontan. Avem mâine groase, nu ne rezistăm! Am ieșit spontan, dar nu trebuie să încetăm acum, pentru că dacă încetăm acum, ei vor câștiga. Trebuie să luptăm și să scăpăm de acești oameni care nu vor decât să îngenuncheze justiția.